Bună, dragilor, ne-am adunat aici să vorbim despre bicicletele tandem. Multă lume mă întreabă diverse lucruri pe stradă, cum ar fi, cum de pedalăm amândoi în același timp, cum pot să o bag în casă pe scară, e în întrebări. Și m-am hotărât să vă prezint bicicleta în totalitate, cu avantajele ei. Sincer, la dezavantaje nu prea am ce să spun, chiar o găsesc formidabilă, fără niciun dezavantaj. Poți merge și singur pe ea, bineînțeles. Să începem cu începutul. Marea problemă este cadrul. S-ar putea să se audă puțin vântul, îmi cer scuze. E o zi cu vânt. Cadrul. La o bicicletă tandem foarte greu poți să găsești un cadru de calitate bun. Sunt o grămadă de cadre mai de city, așa, gen de damă, de oțel, grele, prea elastice, nu te simți bine, exact ca diferența între Mercedes și Trabant. Deci un astfel de cadru este extrem de greu de găsit. În rest, toate componentele sunt identice cu bicicletele normale. Vedeți, șei, tijă de șa, pedalele pot fi duble cu SPD pentru pantofi special cu prindere în talpă sau normal, așa cum sunt și eu acum, cu niște Adidas normal, dar de obicei eu merg cu SPD pentru că e mai eficient și poți depune mai mult efort, în timp ce partenera poate să pedaleze doar 20%. Că asta iarăși e una din întrebări. Cum poți să pedalezi la fel? Nu pedalezi la fel. Fiecare pedalează în ritmul lui, dar legătura între pedaliere se face prin acest lanț, care acum, așa cum îl vedeți, este puțin cam slab la mine, mai trebuie întins puțin, în așa fel încât pedalezi în același ritm. Deci, atât cel din față cât și cel din spate nu se pot întâlni picioarele undeva la mijloc să te lovești. Acum, pedalierele, ca să nu intre într-un fel de rezonanță cadrul, vedeți că cel din față e pus perfect vertical. Dacă vă uitați la asta din spate, este un pic înapoi. Nu se pun pe aceeași linie pentru că intri într-o rezonanță din aceea sus-jos și toată bicicleta va face ceva de genul ăsta. Foarte neplăcut. Bun. Acum, cum poți merge cu partenerul din spate? Poate fi inclusiv nevăzător. Sunt organizații care fac ture din acestea cu nevăzători. O inițiativă lăudabilă. Poate fi un om care să nu fi mers în viața lui pe bicicletă. Nu trebuie să știe să meargă pe bicicletă. Important e să știe cel din față. Direcția, iarăși, este doar pe față. Mulți se întreabă ce face cel din spate cu ghidonul. Nu face nimic. Dar pe ghidonul acesta se pot monta frâne suplimentare. Să spunem că pe roata spate ai butucul prevăzut cu disc și ai și clești V-brake pentru frâne suplimentară. Sunt și pro și contra pentru așa ceva. De exemplu, dacă eu mă bag din scurt într-o situație în care trebuie să intru rapid, să spunem, de pe o străduță cu cedează trecerea și văd că am timp, iar cel din spate se sperie și frânează, te vei opri undeva la mijloc, îngreunându-ți soarta. Există atât full suspension, adică cu suspensie spate, cât și cu suspensie față. Aceasta este fix, am considerat că nu este necesar. Noi ne plimbăm mai mult în oraș, pădure, ușurel pe potecă, nu se justifică amortizarea. Acum fiecare cum consideră. La fel, eu am considerat că pot să merg cu o transmisie ca aceasta doar pe o parte, sper că se vede. Acest lanț
dacă dorești să ai pe spate două plăci sau trei, poate fi mutat pe partea stângă, aici. Și vei avea lanțul aici, în așa fel încât plăcile de spate vor fi libere ca la orice bicicletă, 3 cu un schimbător suplimentar aici, din care o să faci 30 de viteze dacă e nevoie sau și mai multe. Bun. Acum, mulți mă întreabă dacă poți merge singur pe ea. Sigur că da, mergi aproape la fel ca și cu o bicicletă normală. În cazul ăsta, un MTB. Mai există un avantaj. Dacă dorești să începi să faci mișcare alături de soție, de parteneră, poți începe cu drumul la muncă. Adică, te duci și o lași pe ea la muncă, după care îți continui singur deplasarea către serviciul tău. La întoarcere, la fel. Nouă ni s-a întâmplat de câteva ori când a fost acum mulți ani de zile metroul în grevă. Ni s-a întâmplat să o duc la serviciu și eu să-mi continui drumul la mine la muncă. A fost o situație haioasă cu un polițist care, văzându-ne cum ne strecuram printre mașini, că evident erau ambuteiaje peste tot dacă nu mergea metroul, era jale. Râdea așa la noi și noi fericiți i-am zis să ia foc metrou, în sensul că sunt situații în care chiar poate să nu-ți pese de restul traficului și să-ți vezi de treabă pe un tandem rezolvând problema transportului a două persoane. Mi s-a mai întâmplat ca un prieten care a băut la noi să nu mai poată să plece cu mașina și să-l duc cu tandem. L-am dus cu bicicleta, m-am întors. Deci, situații din astea foarte haioase și totodată utile. Acum, ideal ar fi, nu am vorbit despre tija de șa de spate, ideal ar fi ca aceasta să fie de carbonă, așa cum este asta, pentru că este foarte flexibilă și participantul, pasagerul din spate, nu poate vedea de tine gropile ce urmează să le încaseze cadrul și atunci poate fi surprins pe șa și dă dureri de spate treaba asta. Dar atâta vreme cât ai o tijă de șa elastică sau din aceea cu amortizare, toate lucrurile astea vor fi mult, mult mai plăcute. Hai să încerc să fac aici un mic cerculeț să vă arăt cum se poate merge singur pe tandem. Nici o problemă. Iată. Păcate, o să trec un pic pe arătura omului. Dar mă rog, groata de bicicletă nu e așa mare problemă. Da? Iată. Sper că n-am ieșit prea mult din cadru. Cam asta ar fi. Dacă mai sunt întrebări, le discutăm în comentarii. Eu sunt cam la al treilea tandem, deci aș putea probabil să vă explic multe. Am să încerc să iau telefonul, să filmez puțin de aproape. Aceasta este o furcă foarte zdravănă, foarte zdravănă. L-am murdărit puțin. Coarnele astea sunt iarăși foarte utile. Transmisia de care vă povesteam. În spate pedale normale, deși dacă în spate merge cineva mai avansat care știe ce înseamnă SPD, puteți să puneți SPD-uri chiar și pe spate. Cam așa arată
la bord. Ei, cu asta eu vă salut și vă aștept întrebările. Zi bună și la mulți ani tuturor, că dacă tot se apropie anul nou. Numai bine!